Este ora 19 și așa am hotărât să fim punctuali în această seară. Și nu pot să nu vă mulțumesc pentru faptul că ați ales să petreceți în focul ăsta de căldură aceste 2 ore și jumătate aproximativ alături de noi. Eu ce să zic, mă simt bine, curg apele pe mine și uite cum a ieșit și poezia. În ultima perioadă, Oradea a fost obișnuită să găzduiască evenimente care mai de care mai spectaculoase. Și asta tocmai pentru a-și face simțită prezența pe harta țării, din toate perspectivele. De perspective ale dezvoltării economice și culturale. Și totuși, este parcă prima oară când această piață istorică, prin prezența dumneavoastră celor care ați ales să petrecem timpul împreună, și a organizatorilor, vibrează cu sentimentul profund de umanitate. Pentru că Oradea are bucuria de a găzdui și sărbători fraternul, firescul, frumosul din comportamentul moral, care nu este o chestiune de dozaj, ci una de opțiune, după cum spunea Andrei Pleșu. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, Asociația Open Your Heart împreună cu Primăria Municipiului Oradea și partenerul nostru principal, Asociația Deficienților Locomotori Bihor, vă spun bună seara și bine ați venit la Atypic Beauty 2022 Oradea! Vai, deci nu mai pute, dragul vostru, știți de ce? Noi vom fi 12 ființe... Noi, eu voi fi acolo, vor fi 12 ființe extraordinare în scaune cu rotile care vor defila în fața voastră, îmbrăcate în vestimentația creatorilor din Oradea și însoțiți de niște personalități ale orașului care s-au hotărât să le fie alături. Nu vreți să știți, nu avem educația mersului pe catwalk și așa mai departe. Ori fiecare gest de încurajare care vine din partea voastră este fabulos. Orice gest de aplaudat, de zâmbet, de bucurie, noi le simțim și atunci nu o să ne mai simțim emoționați, timizi și să ne uităm textul, de exemplu. Să mergem mai departe. Acest eveniment, Atypic Beauty Oradea 2022 by Magda Coman, pentru că ea, datorită ei, este acest eveniment în Oradea, este un eveniment emoționant aflat la cea de-a 30-a ediție. Deci astăzi sărbătorim 30 de ediții pe care iar vreau să vă spun că mi-ar plăcea să le aplaudăm. E ca și cum acum am cântat mulți ani trăiască. Nu cântăm, dar aplaudăm. Sunt Mihaela Tatu, despre asta cred că știți mare lucru, n-am plecat din Oradea, anul acesta am împlinit 9 ani și nici nu intenționez să plec. Și în această seară vă voi conduce într-o călătorie emoționantă și revelatoare care are ca mesaj faptul că frumusețea e în noi și nu în aparențe. Inițiativa proiectului Atypic Beauty aparține președintului Asociației Open Your Heart, Magda Coman, care a trăit experiența de manechin fotomodel profesionist. Ce vă iubesc? Deci vă iubesc pur și simplu! Iar în prezent este în situația de a trăi în scaunul rulant. Tocmai de aceea, în seara aceasta, veți asista la un spectacol de modă inedit în care veți admira pe scenă 12 modele de catwalk, dar mai ales 12 modele de viață, care fac echipă cu personalități și designeri locali. Împreună vor aduce un omagiu frumuseții care trece dincolo de dizabilitate. Creațiile vestimentare vor fi semnate de către Raluca Mihălcescu, Mihălceanu, Francis by Ștefania Pătcaș, Dana Panciu, Rebecca Contrău, Antoanel by Camelia Roatiș, Oana Pădure, Diana Bartlov, Fia by Ramona Jofneac, Mașenca by Diana Barbur, Oanaid by Oana Hăbășescu, Rozalia Bot, Răzvan Achim și Torres Ceremonia. Organizatorii, dorim să mulțumim din tot sufletul pentru sprijinul acordat în organizarea acestui eveniment domnului primar al municipiului Oradea, Florin Birta, și primăriei Oradea și partenerului nostru principal, Asociația Deficienților Locomotor Bihor. Am zis că îi mulțumesc domnului primar. Aș vrea să știu dacă îi mulțumesc personal, dacă este eu smioapă. Este? Vă mulțumesc foarte mult, din tot sufletul. Și știți de ce? Pentru că trebuie să aveți un sentiment de mândrie pentru faptul că Oradea găzduiește acest eveniment. Și m-aș fi bucurat să fiți undeva aici, că sunteți model. Mergem mai departe. Sponsori. Un eveniment de o asemenea învergură nu poate să aibă decât sponsori valoroși. Visit Oradea, Kaufland, Access, Doubletree by Hilton, Starstone, Figo Mobility,
Valtrip, Skincare, Florăria Mojardin, Nufărul Pepsi Ambro, Andrei Plant, Bloom, Blood from Transylvania, Piața Nouă, Retro, Due Fratelli, Coloseum, Nunta de la A la Z. Aș vrea să spun că oricând, oricine, aș vrea să spun asta, poate schimba locul cu fiecare dintre cele 12 modele, ființe extraordinare, pe care le veți cunoaște în această seară. Însă, din nefericire, pentru o parte dintre ele nu există cale de întoarcere. Însă oricând, oricine și oricare dintre voi puteți fi în locul lor. Asta ar trebui să ne dea de gândit tuturor, mai ales celor care uită că normalitatea înseamnă și asta. Conceptul proiectului are un rol de a crește încrederea în sine, a celor care au avut neșansa să ajungă în scaunul cu rotile, stimulând astfel dorința de performanță și evoluție pe plan profesional și de a schimba percepția societății asupra persoanelor cu dizabilități. Pentru că, vedeți voi, circumstanțele sunt dincolo de controlul uman. O invit chiar acum pe scenă pe cea care a gândit acest proiect. Poate vântul! Oh, ce bine e! Să bată vântul să ne răcorească și pe noi și fetele din spate! Că ține cu noi vremea! Este un proiect de suflet, inimă, minte și conștiință. Magda Coman, președintele asociației Open Your Heart. Magda este alături de noi. Mulțumesc, Magda! Bună seara, Oradea! Vă mulțumesc din toată inima că sunteți alături de noi. Sunt impresionată că ați venit într-un număr atât de mare. Vă rog să-mi scuzați emoțiile, eu nu am venit cu poezia învățată de acasă, eu am venit să vă adresez câteva cuvinte din inimă. Să știți că este o muncă de 9 ani de zile în care eu mi-am dorit din tot sufletul să duc acest eveniment prin toate orașele României. Într-unele am reușit, într-unele mi s-a refuzat această inițiativă și vreau să-i mulțumesc doamnei Florica Kerekes, că a crezut... Kerekes. Nu suntem... Emoțiile mele sunt mari și vă rog să nu mă corectați pentru că am greșit și îmi cer scuze. Îmi doresc ca acest eveniment să nu inspire milă. Nu pentru asta am venit aici, nu pentru asta mi-am lăsat cei doi copii, ci am venit pentru a vă spune un singur lucru. Noi, persoanele cu dizabilități, și așa ne-a pus viața într-o situație atipică. Din această situație atipică, fiecare dintre noi, cei 12 persoane, suntem adevărate exemple, modele de viață. Ne-am autodepășit condiția și cu asta vreau să spun că avem uneori nevoie de sprijinul dumneavoastră, dacă îl cerem. Este foarte greu să trăiești în România neaccesibilă și prin Atypic Beauty încercăm să fim prietenoși cu autoritățile și să le spunem tot ce avem pe suflet, pentru că reușita acestui eveniment înseamnă și schimbare. Ne-am reîntors în marile orașe an de an și din acest motiv sărbătorim și a 30-a ediție, pentru că determinarea mea a fost una dată de voință. Niciodată n-am făcut ceva ce mi s-a impus. Am avut un vis, am avut credință în Dumnezeu, care mă va folosi într-un mod inedit pentru a reda persoanelor cu dizabilități încrederea în sine și pentru a le spune că viața nu se termină aici. Ne-am învins dizabilitatea și cel mai bun exemplu pe care eu vreau să-l aduc în fața dumneavoastră este prietenul meu de viață, prietenul meu care a fost alături de mine în toate evenimentele pe care le-am organizat ca și președinte al asociației pe care o conduc. Este vorba de către Mihai Tomescu, care și-a învins dizabilitatea și ocupă acum funcția de președintele Autorității Naționale a drepturilor persoanelor
cu dizabilități. Vreau să-l invit pe Mihai pe scenă, pentru că cel mai bun exemplu pentru mine este el. Vă mulțumesc, vă doresc o seară minunată și am credința că veți pleca de aici cu sufletele împăcate și că veți duce mai departe mesajele noastre. Mulțumesc! Bună seara tuturor! Magda, ce emoții ai tu, dar cum mă simt eu? Mă simt... Sunt foarte emoționat de ce ai spus. Și vreau să vă mărturisesc ceva. Eu îi spun Super Magda. Eu în copilărie nu prea am avut eroi, n-am avut supereroi care să mă inspire, dar acum am regăsit-o pe Magda de câțiva ani de zile și Magda este supereroul meu. Mă inspiră în tot ceea ce face. Îi mulțumesc foarte mult pentru acest eveniment, pentru faptul că ea schimbă foarte mult atitudini în jurul ei. După cum vedeți, incluziunea socială este foarte mult emoție. Și emoția este așa un driver foarte puternic care ne face să fim împreună, să ne ajutăm, să ne sprijinim, să colaborăm, să fim deschiși. Este ceea ce îmi doresc să fac în fiecare zi și oamenii ca Magda sunt partenerii mei și eu sunt partenerul lor. Adică suntem într-o relație care merge mult mai departe decât aceea de a ne cunoaște, pur și simplu. Suntem într-o relație de colaborare. Mă bucur foarte mult pentru că iată Magda, noi vorbim de foarte multe ori de strategii, de proiecte și așa mai departe, de societăți inclusive, însă Magda reușește să creeze societăți inclusive pe unde merge. Este un game changer, schimbă atitudini, creează spații inclusive și aceste două concepte asociate, ideea de frumusețe și de incluziune, sunt două lucruri inedite care puse împreună, iată, ajung să creez acest spațiu comun, spațiu în care ne cunoaștem, spațiu în care comunicăm autorităților și celorlalți participanți, comunicăm despre incluziune, despre integrare, despre faptul că și noi suntem persoane care avem nevoie de atenție și, bineînțeles, avem nevoie să fim recunoscuți ca atare în societate. Vă mulțumesc tuturor organizatorilor pentru modul în care ați organizat exemplar această ediție a Atypic Beauty. Mulțumesc primăriei municipiului Oradea, doamnei Chereche și colegilor care sunt prezenți de la alte autorități. Mulțumesc, Magda, foarte mult pentru ceea ce faci. Este meritul tău în principal. Ești, nu știu, din punctul meu de vedere, cel mai mare influencer social și vreau să rămâi ca atare în continuare. Mulțumesc! Bravo, Mihai! Bravo, Mihai! Bravo, Magda! Eu cred că este momentul să începem defilarea pe care o așteptăm cu toții. Pentru că de câteva zile aceste ființe extraordinare s-au pregătit tocmai pentru a ne demonstra că ei sunt parte din noi și noi din ei. Așa că muzica să înceapă și invit prima pereche, care este formată din Ovidiu Milian și Arina Moș. Bine ai venit, Ovidiu! Ovidiu Milian are 35 de ani, este din comuna Dobrești, județul Bihor. Este un om sociabil, optimist, cu un simț al umorului absolut molipsitor și foarte activ. Visul lui e să devină psiholog. Este student în anul 3 la psihopedagogie specială în cadrul Universității Aurel Vlaicu din Arad. Este președintele Asociației Persoanelor cu Dizabilități Nu Ești Niciodată Singur. Este vicepreședinte PNL Dobrești, consilier local și lider de tineret la Betel Hidișel. Este președinte al Asociației Deficiențelor Locomotor Bihor. Este trainer la Uniunea Studenților din România. Ovidiu se află și defilează într-o ținută ce poartă semnătura brandului Torres Ceremonia. Ei, dragul meu, Ovidiu, ești însoțit de către Arina Moș, care de mai bine de 13 ani este în slujba cetățenilor, fiind pe rând consilier personal la cabinetul primarului Ilie Bolojan, director al Direcției de Asistență Socială Oradea și viceprimar. Arina Moș este un om pentru oameni, un om al faptelor, prezentă permanent în viața comunității, susținătoare a proiectelor care au menirea de a îmbunătăți calitatea vieții orădenilor, fie că vorbim de felul în care arată
aspectul urbei, fie că vorbim despre creșterea calității serviciilor sociale, în așa fel încât Oradea să fie tot mai atractivă pentru tineri. Arina Moș consideră că toate problemele cetățenilor sunt importante și că atunci când te afli în slujba oamenilor, trebuie să tratezi fiecare problemă semnalată cu maximă responsabilitate. Femeie, soție, mamă, viceprimar al municipiului Oradea, lucrează la a-și pune în practică viziunea. O lume mai accesibilă tuturor și schimbarea mentalităților față de un termen, o stare atât de relativă. Normalitatea. Ținuta Diana Bartlov. Înainte de a părăsi catwalk-ul, ca așa îi zice, am să te rog frumos să-mi spui câteva cuvinte. Mesajul tău față de acești oameni, față de crezul tău și față de acest eveniment, a 30-a ediție. Bună seara, Oradea! Sunteți minunați, sunteți deosebiți. Sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru numărul mare care sunteți aici adunați lângă noi, ceea ce arată că generația noastră are o speranță de schimbare de mentalități în direcția incluziunii sociale și în direcția persoanelor cu dizabilități. Mă bucur foarte mult să fiu la această ediție, mă bucur foarte mult că se desfășoară aici în Oradea acest eveniment. Sunt fericit pentru lucrul acesta. Ține-o mai aproape. Sunt recunoscător pentru oamenii care au fost în viața mea, care m-au format, care au crezut în mine, în special pentru tinerii de la Betel Hidișel, pentru domnul primar Florin Copos, pentru domnul Ovisoca, care sunt aici cu noi și care au crezut în mine, pentru Magda Coman, care este un exemplu în ceea ce privește dizabilitatea, o mamă exemplu, și pentru toată comunitatea aceasta deosebită, pentru doamna Moș, pentru doamna Cherecheș, care a fost trup și suflet implicat la acest eveniment. Pentru voi toți sunt recunoscător și cred că împreună putem să facem lucruri frumoase. Mă gândeam că aici sunt toți oamenii care pot să facă o schimbare, de la persoane cu dizabilități, de la persoane publice, de la antreprenori, de la resursă umană, și cred că Oradea va deveni un exemplu de bune practici și în partea de accesibilizare și în partea de schimbare a mentalităților, cum sunt și alte orașe din țara noastră. Dumnezeu să binecuvânteze Oradea, Dumnezeu să binecuvânteze întreg publicul. Vă mulțumesc! Amin! Minunat! Mulțumim mult, Ovidiu! Arina! Bună seara, dragi orădeni, bună seara invitaților noștri speciali, bună seara tuturor celor care astăzi sunt în Oradea, capitala Art Nouveau a Europei. Ce să mai spun eu după aceste cuvinte frumoase pe care vi le-a adresat colegul meu? Doar să vă spun bun venit, să vă spun că eu consider că în calitate de viceprimar al municipiului Oradea, cea mai bună și cea mai sănătoasă politică pe care știu eu să o fac este aceea a oamenilor. Astfel încât îmi doresc ca astfel de evenimente să aibă loc în orașul nostru cât mai des. Pentru că astăzi suntem în această piață frumoasă, piața Unirii, piața Comunității, piața în care, împreună cu domnul primar Florin Birta, ne-am dorit să adunăm comunitatea noastră frumoasă, Oradea noastră frumoasă, este pentru că Magda Coman a dorit și a insistat și îi mulțumesc că a reușit să aducă acest eveniment în cel mai frumos oraș de pe Crișul Repede. Mulțumesc, Magda, datorită ție ai strâns Oradea împreună. Suntem împreună și vom reuși împreună. Totul pentru oameni, cu siguranță. Mulțumim din suflet! Se zice că diferența între a fi informat, lucru pe care l-am făcut până acum, și a ne păsa cu adevărat de ceea ce se întâmplă aici, de proiectul Magdei, este acțiunea. Dacă ea a putut să ne strângă aici și noi, după ce ea va pleca, sunt convinsă că vom putea să facem ceva pentru acești oameni extraordinari, care, repet, sunt printre noi. Vă mulțumesc mult! Mergem mai departe. Cea de-a doua pereche este formată din Ana Maria, Luiza Măric și Anca Grama. Dragostea și prezența lui Dumnezeu în viața ei i-a dat putere, motivație și perseverență în procesul de adaptare la această nouă viață și condiție. Își dorește să se implice în viețile celor din jurul ei și să-i ajute să ducă o viață sănătoasă cu scop și speranță, ca la rândul lor să investească în viețile celor din jurul lor.
A terminat Facultatea de Psihologie și Științele Educației, specializarea psihologie în cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza. De la terminarea facultății face parte din Organizația Liderii de Mâine. Este o organizație care se ocupă cu dezvoltarea studenților din punct de vedere personal, profesional și spiritual. Îi place să cunoască oameni moi, noi, îi aduce împlinire interacțiunea cu ei, timpul petrecut în natură. Călătoriile, timpul investit în educația ei continuă și ultimul aspect, dar cel mai important, relația cu Dumnezeu. Ana Maria a defilat într-o ținută ce poartă semnătura brandului Rebecca Contrău. Și acum a venit momentul Ancăi Grama. Absolventă de filologie, drept și administrație publică, a fost jurnalist în presa locală și corespondent pentru presa națională, perioadă în care a cunoscut multe situații deosebite de viață. Are o vechime de 15 ani în administrația publică locală și centrală, a lucrat în Guvernul României, a fost purtătorul de cuvânt al primăriei Oradea, implicându-se în toate proiectele echipei de la, la primărie. Ulterior a devenit consilier județean al județului Bihor. De peste un an conduce Direcția de Asistență Socială Oradea, instituție care oferă servicii și programe sociale pentru comunitatea vulnerabilă și nu numai, demarând o serie de proiecte menite să îmbunătățească calitatea vieții celor care se află în această situație. Este îndrăgostită și se mândrește cu Oradea, orașul ei natal și al nostru prin adopție. Așa. Spune-mi tu mie, draga mea, care este mesajul tău față de acești oameni de suflet, față de acest eveniment, la 30-a ediție, față de Magda? Care e mesajul tău? În primul rând, eu sunt... vreau să vă urez bun venit și eu, pentru că Oradea m-a primit cu brațele deschise imediat după accident. Sunt recunoscătoare, în primul rând, și onorată să fac parte din această echipă minunată. Pentru mine este prima dată și mă bucur că pot să fac parte din această sărbătoare, a 30-a ediție, că este prima dată pentru voi ca și oraș. Vă mulțumim mult că ne-ați primit cu brațele deschise, că ați creat un mediu în care, indiferent de unde vii, din orice colț al orașului ai veni, te simți și vrei să devină orat de acasă ta, eu așa mă simt. Eu vreau să-mi mulțumesc pe această cale medicilor de aici, de la Băile Felix, pentru că și datorită lor sunt astăzi aici în fața voastră și pot să stau așa dreaptă. Vreau să-i mulțumesc Magdei, pentru că pentru mine este un exemplu de putere, de femeie, de mamă. Prima mea teamă de după accident și singura, slavă Domnului, a fost dacă o să mai pot face copii. Și primul exemplu mi-a fost dat de Magda. Este o femeie uimitoare, puternică, cu doi copii făcuți în scaun. Îmi este model atât mie, cât și multor persoane în scaun. Și știu că și pentru voi. Vreau să-i mulțumesc doamnei Florica Chereche și doamnei Monica Mihaela Tatu și întregii echipe de la Oradea, inclusiv primăriei, pentru că a creat tot mediul atât de accesibil și inclusiv pentru noi. Anca este o femeie uimitoare și Rebecca, care a creat această rochie de mireasă și pentru mine este atât de emoționant pentru că o să o port și la viitoarea mea nuntă. Mulțumim! Și casa de piatră! Mă simt foarte binecuvântată. Viitorul meu soț este un exemplu pentru mine. La fel ca și voi toate, vă mulțumesc și vă urez să aveți o seară cât mai frumoasă și să fiți în continuare așa cum sunteți, primitori, oameni în primul rând. Mulțumesc mult, mult de tot. Dă microfonul Ancăi. Mulțumesc! Aplauze, vă rog mult, pentru Ana Maria. Bună seara tuturor!
Mă simt onorată să fiu astăzi alături de dumneavoastră. Vreau să vă spun că prin prisma meseriei mele am descoperit frumusețea din oameni și am cunoscut oameni minunați, oameni puternici, așa cum este și Ana, și de la care avem foarte multe de învățat. De aceea vreau să cred că noi, ca și instituție, ca și Direcție de Asistență Socială, suntem o punte de legătură între aceste persoane și dumneavoastră, comunitatea, pe care vă invităm să fiți întotdeauna alături de noi și alături de aceste persoane, pentru că de la ei avem foarte multe de învățat. Vă mulțumesc tare mult! O seară frumoasă! Mulțumesc mult, Anca! Nu numai că să fim alături de ei, dar să și facem ceva pentru ei în sensul ăsta. Să se simtă în oraș niște modificări pentru a le face lesne existența și viața. Mergem mai departe, cea de-a treia pereche este formată din Anișoara Gog Mârza și Georgeta Busuioc, creații Antoanel by Camelia Roatiș. Anișoara are 30 de ani și este din Sighetul Marmației. A absolvit Facultatea de Științe Economice și Informatică de Gestiune în cadrul Universității Babeș-Bolyai, a urmat un master în management și evaluare de proiect în cadrul aceleiași facultăți. În anul 2020 a absolvit cursurile unei academii internaționale unde a studiat în cadrul departamentului cu specializarea în design interior. Îi place să fie implicată în acțiuni caritabile și în dezvoltarea comunității din care face parte. Totodată este vicepreședinte a Asociației Rotaract Sighet, activând plenar din anul 2013. Tot din 2013 este și voluntară în Asociația Open Your Heart în cadrul proiectului Atypic Beauty, unde este model. Datorită implicării și muncii depuse, a câștigat premiul de Maramureșanul anului 2016. Prin care s-a făcut remarcată cu diverse proiecte sociale și de voluntariat. Este o femeie în plină dezvoltare, care a urmat nenumărate cursuri de dezvoltare personală, lucru pe care foarte mulți alți oameni n-au curajul să încerce. Geta. Geta Busuioc este absolventa Facultății de Textile și Pielărie din Iași. A condus mai multe firme de producție din domeniul confecțiilor textile, iar în anul 2004 a făcut o schimbare semnificativă în carieră prin punerea bazelor unei noi firme de producție în domeniul fabricării echipamentelor electrice, pentru că îi plac provocările, activitatea pe care o desfășoară îi se potrivește perfect, având în vedere necesitatea permanentă de inovație și găsire de noi soluții în aceste domenii. Din anul 2021 este masterand al managementului serviciilor sociale din cadrul Facultății de Științe Socio-Umane la Universitatea din Oradea. Draga mea, ești atât de frumoasă, ești foarte frumoasă. Mulțumesc tare mult! Mesajul tău pentru această poveste minunată la care participăm cu toții și pentru acest public. Doresc să salut toți orădenii și nu numai. În această seară am venit special pentru acest eveniment, tocmai din Marea Britanie. Nu am venit degeaba, ci am venit să lansăm oarecum proiectul în orașul dumneavoastră. Și poate vă întrebați de ce. Orașul dumneavoastră este un oraș de suflet, mai ales cum spunea și colega de mai devreme. Oradea este primul oraș care ne întâmpină cu brațele deschise în ceea ce privește primul pas spre recuperare. Am petrecut în Oradea aproximativ 4 ani. Este un oraș în care îmi doream la un moment dat să mă mut. Am amintiri plăcute în Oradea. Am făcut chiar și școala de șofer la dumneavoastră în oraș. Și este un oraș care se dezvoltă continuu. Însă, cuvintele sunt de prisos acum. Am venit în fața dumneavoastră cu un îndemn. Am venit să ne vedeți pe noi ca și modele de viață, ca și modele în schimbarea a ceea ce va urma în orașul dumneavoastră. Ne dorim accesibilitate. Ăsta este cuvântul pentru care eu mă aflu în seara asta aici alături de voi. Ne dorim un oraș accesibil, deoarece foarte multe persoane în scaun cu rulant vin la dumneavoastră în oraș, tocmai din această cauză, pentru că aveți două spitale de recuperare publice și aveți și private. Am încredere, atât în instituțiile publice, cât și cele private, că schimbarea va pleca de aici, de la un număr așa de frumos dintre cei prezenți.
Dacă în seara asta reușim să schimbăm mentalitatea dumneavoastră, iar dumneavoastră veți merge acasă și veți povesti familiei și prietenilor despre noi, despre activitățile noastre și nu numai, sunt încrezătoare că lucrurile se schimbă de aici. Eu îți mulțumesc și acum cedăm microfonul unui om de afaceri care chiar gândește în acest sens. Geta. Da, de altfel de asta sunt aici și sunt recunoscătoare pentru că am această ocazie să atrag atenția asupra potențialului pe care l-au productiv, pe care l-au persoanele cu dizabilități întregului mediu de afaceri, pentru că nu trebuie decât să le dăm șansa și să le punem la dispoziție. Și să știți că fiecare, dacă ați cunoaște poveștile fiecăruia dintre ei, poveștile de viață, v-ați dea seama că pot deveni modele pentru noi, personaje, și pot deveni modele de abnegație, de voință, de iubire față de viață, care nouă de multe ori ne lipsește. Sunt minunați. Cea de-a patra pereche, Gabriela Subașu și Ioana Indrieș. Gabriela Subașu, designer Ștefania Pătcaș. Mulțumim, Ștefania. Gabriela Subașu are 28 de ani, vine din Sibiu, a terminat Facultatea de Științe Economice, iar mai apoi și-a urmat pasiunea, psihologia. A ales să pășească pe drumul propriei sale dezvoltări personale, urmând diverse cursuri, iar mai apoi devenind consilier pentru dezvoltare personală, ajutându-i și pe cei din jurul ei. Iubește viața, iubește oamenii, empatizează cu ei și își dorește să le fie sprijin în evoluție, fiecăruia. A făcut câțiva ani la rând voluntariat în cadrul unei fundații din Sibiu și cred că aici se termină pentru că s-a și întors. Am să vă rog frumos să-i faceți fotografii, este timidă, dar este cu o valoare umană extraordinară. Iubește fotografia, da? Cum să nu fie deosebită? Ioana Indrieș este ofițer de poliție de 25 de ani, iar de 15 ani coordonează activitatea de prevenire desfășurată de către polițiștii compartimentului de analiză și prevenire a criminalității din cadrul Poliției Bihorene. Practic, toată cariera acesteia a fost închinată siguranței comunității din care toți facem parte, ca beneficiari finale a activității de prevenire. Am putea spune, fără să greșim, că noi te-a oprit un pic în față să-ți facă și oamenii aceia o poză. Asta ar trebui să spunem, fără să greșim. Și continuăm că prin fiecare campanie, acțiune sau activitate preventivă desfășurată de-a lungul anilor în serviciul cetățenilor, Ioana a interacționat cu mii și mii de copii, părinți, bunici și oameni în această situație. Iaghici, punctul tău de vedere. Deci până în acest moment eu m-am emoționat. Sunt convinsă că și cei care sunt în public. Însă o emoție productivă și luminoasă și plină de încredere în ceea ce urmează să se întâmple. Spune-mi mesajul tău. Mă bucur foarte mult să fiu aici. Pentru mine e pentru prima dată când mă aflu în Oradea, deși am mai participat și la alte ediții de Atypic Beauty. Prin astfel de evenimente încercăm să sensibilizăm pe cei din jur, să arătăm că, dincolo de dizabilitățile noastre, de defecte, există oameni cu calități minunate, oameni valoroși. Și cam atât. Și mulțumesc, și mulțumesc mult! Ești frumoasă! Mulțumesc mult! Și îmi doresc ca cuvintele tale să ajungă la sufletele și la mințile celor care sunt aici. Mulțumesc frumos! Ioana, mesajul tău. Bună seara, dragii mei! Mă bucur tare mult că sunt astăzi alături de dumneavoastră. Schimbând mentalități, schimbăm destine. Cred că acesta este mesajul pe care eu aș vrea să vi-l transmit astăzi. Sunt emoționată, recunoscătoare, în același timp că mă aflu astăzi alături de atâția oameni minunați, valoroși, dar mai ales alături de Gabriela, căreia vreau să-i mulțumesc că a acceptat să fim alături de această scenă. Să știți că pentru mine acest eveniment e despre oameni frumoși, devotați, curajoși, e despre oameni luptători care merită tot respectul nostru. Să știți că schimbarea poate să vină de la fiecare dintre noi. Formată din Anca Ilisie și Gabriela Codrea. Unde e Gabriela? Așa.
Anca este, are 43 de ani, este mama unui băiat de 18 ani. Activează în cadrul a două asociații, Asociația de Scleroză Multiplă și Asociația Deficienților Locomotori din Oradea. În urmă cu 22 de ani a fost diagnosticată cu o boală neurologică foarte rară, boala Friedreich, în urma căreia nu i s-au mai dat șanse de supraviețuire. Iată, acum, aici e cu noi, pentru că optimismul și firea pozitivă sunt trăiri care o însoțesc permanent în viață. De fapt, astea sunt ingredientele, atributele, spuneți cum vreți, calitățile majore ale acestor oameni fabuloși. Are un motto care o impulsionează și aparține lui Winston Churchill. Nu renunța niciodată. Ancuța noastră. Ei, cu Gabriela, dacă ați ști de câte ori este Gabriela în casele voastre, nici nu vă imaginați. Este actriță absolventă în 1995 a Academiei de Teatru și Film din București, clasa Mircea Albulescu. De-a lungul carierei a jucat pe scenele bucureștene ale teatrelor Bulandra Notara și pe scena Teatrului Evreiesc de Stat. În 2015 a fost invitată să se alăture trupei artistice a Teatrului Regina Maria din Oradea. Însă este în casele voastre pentru că de ani de zile a făcut regie de studio la Zone Studio Oradea, răstimp în care a și dublat în limba română sute de personaje de desene animate, dar și foarte multe filme documentare. Mulțumesc, Gabriela! Da. Am să te rog frumos, da, să ții tu microfonul. Da? Da? E ok? Bună seara! Bună seara! Mă bucur foarte mult că v-ați adunat într-un număr atât de mare în această seară aici. Mesajul meu pentru dumneavoastră ar fi accesibilizarea corectă a tuturor instituțiilor pentru a da șansa la o viață independentă persoanelor aflate în scaun rulant. Vă mulțumesc! A reușit și aici cu noi, Gabriela! Cunosc îndeaproape starea de fapt. Și pot să spun că lucrurile nu sunt întotdeauna ceea ce par a fi. Mulți dintre noi părem a fi ceva ce nu suntem. Uneori arătăm ceea ce vor ceilalți să vadă. Alteori arătăm ceea ce vrem noi să se vadă. Și mai alteori ascundem. Însă vedem cu toții ceea ce nu pot ascunde acești oameni. Dar oare vedem cu ochii minții ceea ce este ascuns în spate, în spate, în spate? Speranța și credința lor, care navetează tot timpul între sfinții de sus și oamenii de jos. Răbdarea și înțelegerea lor, care niciodată nu-și iau concediu. Zâmbetul lor și lumina lor, care ne fac mat și ne încurcă de multe ori. Toate astea îi ridică pe ei atât de sus, atât de sus, acolo unde noi, oricât ne-am ridicat pe vârfuri, nu putem ajunge. Numai un prizonier poate să înțeleagă nelimita sufletului lor. Evadarea lor sunt visurile lor și noi. Să facem noi ce speră ei. Mulțumesc, Gabriela! Uf! E din ce în ce mai dificil să te păstrezi într-o stare de ecuanimitate când emoțiile sunt mari și de o parte și de cealaltă. Pentru o clipă, în timp ce vorbea Gabriela, m-am gândit la cei care sunt alături de cei care defilează pe catwalk. Ah, povești de viață. Cea de-a șasea pereche este formată din Ioana Pleș și Geta Indrieș. E atât de frumoasă! Ioana Pleș are 28 de ani și este din Maramureș. De 12 ani s-a mutat la Oradea, unde a terminat liceul de filologie și a absolvit facultatea de jurnalism.
De 3 ani lucrează și poate spune că e o persoană independentă. Îi place să fie mereu cu zâmbetul pe buze și să se lase în voia bucuriei de viață. De fapt, astea sunt scopurile ei principale. Mulțumim, Ioana! Geta Indrij are, nici nu contează câți ani are, și are o familie minunată. Faptul că a absolvit Facultatea de Asistență Socială și Facultatea de Științe Economice, două domenii total diferite, a însemnat pentru ea primii pași spre găsirea echilibrului între împlinirea sufletească și carieră. Afacerea pe care o conduce de 25 de ani în domeniul comerțului și turismului a dezvoltat atât cu mintea, cât și cu sufletul. Iar acest fapt i-a adus succes. Este o fire veselă, optimistă, iubește oamenii și vrea să-i vadă pe toți fericiți odată cu ea. Am fost foarte apropiată zilele acestea de amândouă, iar acum am senzația că am mai mari emoții decât voi. Dar nu vi le transmit? Aduceți-vă aminte cele două melodii, da? Bună seara, Oradea! Mai deci am atâtea emoții! Înainte să urc pe scenă am crezut că nu o să pot să vorbesc, dar încet, încet îmi vin cuvintele. Mă bucur să văd atâta lume prezent aici. Mesajul meu este să vă bucurați de viață. Asta este cel mai important. Probleme o să fie tot timpul. Important este să ne bucurăm de viață și să credem în Dumnezeu. Doar El poate să ne ajute mereu. Mulțumesc! Bună. Și acest eveniment s-a organizat cu suflet pentru a ajunge la suflet. De aceea, Ioana, împreună cu mine, am ales o poezie luată din popor pe care am adaptat-o evenimentului. Sperăm ca mesajul ei să ajungă la sufletele dumneavoastră. Poezia se numește Fiu. Nu înjosi pe nimeni în viață și nici de sus la nimeni nu privi. Nu ignora o lacrimă pe o față, poate într-o zi pe fața ta va fi. Nu-l umili pe cel ce crezi că e mai slab ca tine. Probabil e egalul tău și tu nu știi. Te crezi erou și lumea ți-aparține, dar uiți că scări nu-s doar pentru urcat în veșnicii. Nu neglija, ascultă și răspunde. O vorbă care ție-ți pare un fleac poate salva pe cel care o aude și poate în deznădejde ai fileac. Suntem egali, fii om cu fiecare, lasă frumos pe unde ai să pășești. E o lege a vieții, fără expirare. La fel cum dai, așa o să primești. Mulțumim! Așa cum dai, la fel o să și primești.